Nu, doamna Mirela Machichescu nu a fost exclusă din partid, este membră a Partidului Social Democrat. Dar de ce ați sancționat-o? De ce nu mai este în birou permanent județean? Dar asta nu este o sancțiune. A fi sau a nu fi membru în birou permanent județean este o stare, de fapt, nu este o sancțiune. Sancțiunea sunt mustrarea, avertismentul, excluderea din partid. Nu te aud. Mulțumit de prestația dânsei? Pot să vă spun doar atât. Pot să vă spun doar atât. La ședința biroului permanent județean au fost prezenți fizic 25 din cei 27 de membri ai Partidului Social Democrat care au votat în unanimitate revocarea doamnei Machichescu din calitatea de membru al biroului permanent județean, în unanimitate, nici măcar cu abțineri. La propunerea? Este contează la propunerea cui? Este ca urmarea faptului că nu dorește să candideze la primăria Valu? Era pe listă și înțeleg că nu este totuși ea candidata. Eu am spus și am avut de spus. Alte întrebări. Păi de ce alte întrebări? Candidează până la urmă la Valu? V-am spus că lista de candidați va definitiva conferința extraordinară. Alte întrebări. Cine merge pe mandatul